Primăria municipiului Timișoara a derulat o campanie de eliminare a căpușelor în perioada 2-6 aprilie 2024. Au fost efectuate stropiri în parcuri, locuri de joacă, pe malurile Begăi și în zona Bălților, pe o suprafață cumulată de peste 2 milioane de metri pătrați. Precizăm că municipalitatea efectuează aceste acțiuni de dezinsecție pe domeniul public, care reprezintă a 13-a parte din totalul suprafeței orașului. Proprietarilor le revine responsabilitatea de a efectua acțiunii similare de dezinsecție pe domeniul privat care le aparține pentru a asigura combaterea eficientă a insectelor. Tratamentele au fost efectuate terestru cu produse avizate de Ministerul Sănătății și cu personal calificat. În teren au acționat șase echipe. În perioada 15-25 aprilie 2024, Primăria Municipiului Timișoara va efectua tratamentele de dezinsecție pentru combaterea țânțarilor și larvelor acestora pe domeniul public al orașului. Tratamentele vor fi efectuate terestru între orele 21-6. Recomandăm apicultorilor ca în perioada menționată să ia măsurile care se impun în vederea protejării albinelor, iar locuitorilor să evite zonele în care se acționează. Primăria Municipiului Timișoara aș continuă de mersurile pentru a proteja sănătatea cetățenilor și a animalelor de companie, și continuă să implementeze măsuri eficiente de combatere a factorilor de mediu care pot afecta bunăstarea comunității.